Nu fie nicio casă de locuit. Deci aici e bloc administrativ, e Consiliul da. Raional. Așa a fost decizia. Aici e Casa de Cultură Raională. De muzeu, pe urmă a fost muzeu, de data a fost casa președintelui de colhoz, Bagrin. Ați avut colhoz și în Sângerei, da? Da. Și aceste case, pentru că erau toți prin... Aici lucrau prin... Erau în administrație, administrație da. Și nu le-au... Nu i-au stricat, nu le-au... I-au favorizat, da, i-au lăsat favorizat, în centru administrativ. I-au lăsat în centru oraș, cu toate că aici trebuia să fie parcul până... Uh-huh. Tot parc, uh-huh. Așa, tot să fie parc. Ok. Așa, noi mergem... Și vreau să accentuez toaletele în țara noastră, publice, nu mai sunt, iată, de pe vremea sovietică toaletele. Și în oraș nu-s toalete publice, fântâna alături. A, păi da, și de aici din toaletă până în fântână, câțiva metri se infiltrează urina, fecalele și da. Alte scurgi și se duc în fântână. De pe vremea sovietică. Îți dai seama că apa nu-i potabilă în fântână. Funcționabil. Da, că altul nu-i și vin oamenii. Da. Și îți dai seama că apa din fântâna asta nu-i potabilă și ar trebui primarul care e medic, ar trebui să avertizeze oamenii, băi, nu beți apă de aici, vă otrăviți, că e plin cu nitrat și cu alte otrăvuri. Oamenii vin și beau și apă. Cred că vin și beau, care vor, eu nu știu. Păi da, e accesibil public. Da. Și oamenii de aici cred că se alimentează sau au apă de... Aici toate casele care au rămas, pentru că erau în administrație. Au rămas, nu le-au. De boieri. Da. Și iată noi ne apropiem de casa. Deci aleea asta pe lângă garaj. Zici da. Că aparține da. Președintelui judecătoriei Sângerei. Popescu Ion. Ion Popescu. Iată parcarea. În parc. Care e în parc. Uh-huh. Și-a făcut... Dacă e proprietatea lui, de ce să nu facă? E proprietatea lui și asta tot e proprietatea lui. E? Nu știu, trebuie să întrebăm în primărie. Tot e pe parcare. Trebuie să întrebăm viceprimarul cu Coș, celălalt Covaliov e în concediu, în campanie electorală. Așa, acest Popescu și-a bătut soția așa de tare, că aceea a mai trăit vreo câteva zile, luându-o la spital și a decedat. Oho. Dar... Și nimeni nu s-a implicat să... Să denunță la organe? Da, dar cum? De unde știi chestia asta? Și erai de față? Ești din Sângerei. Eu sunt vorbesc din Sângerei. Vorbesc cu oamenii, nu? Păi vorbesc cu oamenii, dar păi eu știu de asta. Vă spun tot cum a fost. Cum este... Nimeni n-a... Deci asta era casa președintelui de colhoz, după ce e muzeu și după ce a ajuns în proprietatea... După ce au ars-o... A ajuns în proprietatea președintelui de judecătorie Popescu Ion. Uh-huh. Și păi eu am întrebat, dar cum așa a bătut-o, de ce? Păi că l-a urmărit, că el avea amantă și l-a urmărit și a dat de el. S-a răzbunat. Deci asta e zona administrativă aici. A bătut-o până când a decedat. Aici. Era o femeie foarte bună, am cunoscut-o și eu. Asta trebuie da. Demonstrat, dacă zici că nici nu a fost investigat, da, poate nu fi o bârfă. Poate nu fi o bârfă. De atâta... Hei, bârfă, nu bârfă, dar cazul nu s-a investigat de ce a murit femeia în sănătoasă. Uh-huh. A fost bătută în bătăie. Deci ciudat că omul are casă de locuit în zona administrativă. Aici e parcul, mai încolo e Consiliul Raional, de vale peste drum e primăria. E singura casă de locuit din zona asta. Mai sunt vreo da. Două case încolo, care aha. Am spus că de la au fost funcționari în administrație și e singura casă în partea asta. În parc e singura casă. Ăștia o leacă mai la vale. Dar toți sunt parc. Aici prin, trebuie să fie tot parc. Pe intră el prin garaj? Pe unde intră? Că n-are intrare oficial. Prin garaj intră. Uh-huh. Da, pe partea asta n-are. Prin garaj. Totul e ferecat, e cu garduri. Da, e tot cu garaj și numai din partea din parc. Feret de ochii lumii. Da, iată la locatarii ăștia de mai la vale au, iată, intrare, iată, vedeți drumul. Drumul ăsta e de acces pentru ei. Drumul merge la ei. Aha. La cei care au rămas în parc. Așa și zici că ai cei din parc. Trei case. Da, trei case care trebuiau, nu dovedit să-i scoată. Dacă în timp sovietic au vrut să-i scoată da, de aici. Da, trebuia că pentru aici trebuia să fie tot parc. Aici uh-huh. Școala, parcul se întinde. De-a mamă, târziu, cred că ei sunt proprietari, de-a mă și gata.
acolo mai în deal, noi am trecut în vale, e monumentul eroilor. A, posibil, da, dacă e parc, trebuie să fie ceva.